Ieri seară am deschis stagiunea de vară, Teatrul TVR. Teatrul Bulandra a deschis această stagiune cu Zadarnicele chinuri ale dragostei. Ne mai puteți vedea în seara asta, chiar acum. Colegii mei deja fac probe de sunet și mâine, pe 23 iulie, tot aici, la ora 20:30, în condiții de maximă siguranță și distanțare socială, dar nu emoțională. Noi ne-am simțit foarte bine aseară și am avut parte de un public foarte cald care a aplaudat, a râs, a fost alături de noi și pentru toți a fost emoționant și ne-am amintit cât de dor ne-a fost 4 luni de voi. Veniți la Teatrul Bulandra în aer liber, în curtea TVR. Vă rugăm, ca pe durata spectacolului, să închideți telefoanele mobile. De asemenea, vă rugăm, ca pe întreaga durată a spectacolului, să purtați măști. Regula, mâine voi lua o hotărâre după ce le voi vedea. Dar până atunci, prințesă, îți urez bun venit și îți dau toată onoarea pe care poți să o acord fără un călcatea mea, căci fără a putea intra... Purtați cadourile la vedere! Ei vor să-și bată joc! La asta s-au gândit eu, vreau păcălitorul păcălit. Dar vom dansa cu ei dacă vor vrea? Nu! Nici moartea piciorul nu va pica. Ne vom distra, vânatul va fi vânător. Rămânem ale noastre? Nu ale lor! Noi o să râdem și o să fie bine. Ei să trecem pliși? De rușine. La drumul uitor. Ai, stai,